ștampilele, timbrele și autocolantele pentru referendum vor ajunge în weekend la prefectura Gorj. Vor fi depozitate într-o cameră până la ridicarea lor de către președinții de secție. În Gorj vor fi peste 300 de secții de vot. Buletinele de vot vor veni mâine, atât buletinele de vot cât și toate materialele necesare procesului de votare, ștampilele, autocolantele, toate vor ajunge mâine la prefectură. Le vom depozita aici, urmând ca în data de 5 octombrie să le dăm către secțiile de votare. Președinții de la fiecare secție de votare, trebuie să vă spun că avem în județul Gorj 332 de secții de votare. Președinții vor veni în data de 5 și își vor lua buletinele de vot și aceste materiale necesare procesului de votare. Peste 330.000 de buletine de vot vom primi noi, județul Gorj, pentru procesul electoral. Toate materialele necesare referendumului vor fi depozitate sub atenta supraveghere a jandarmilor. Ca de obicei, buletinele de vot vor fi ținute sub pază, efective MAI sunt angrenate în tot acest proces electoral, atât în zilele de 6 și 7, când efectiv va fi referendumul, cât și înainte, aici la noi, la prefectură, jandarmeria, ISU și poliția vor avea grijă să păzească aceste buletine și materiale electorale. Tribunalul Gorj a desemnat și președinții de secții.